Utilajele de dezăpezire au lucrat continuu în ultimele 10 de ore, iar în acest moment pe drumurile naționale se circulă în condiții optime. În zona Orșova, șoferii care și-au propus să ajungă la mănăstirea Sfânta Ana au fost sfătuiți să renunțe la gest. A nins foarte mult în ultimele 24 de ore. Drumul este în proporție de 70% eliberat de zăpadă. Se circulă în condiții normale, în condiții de iarnă. Nu, deocamdată nu, dar suntem pregătiți să intervenim în cazul în care va apărea poleiul. După ce vineri seara traficul a fost restricționat pentru câteva ore pe drumul național 6 sâmbătă la prânz, șoferii care au circulat spre Craiova nu au întâmpinat niciun fel de problemă. Asfaltul negru nu le-a dat nicio bătaie de cap. Se circulă în condiții normale pe dealul Balota. Drumul a fost redeschis în această dimineață, iar asfaltul este negru. Drumurile naționale s-au deschis de azi noapte, cu restricție pentru 7 tone și care au lanțuri. Treptat de azi noapte au început să dea drumul. Azi dimineața la ora 7:30 toate tirurile care erau oprite pe centura Severinului și la Orșova au plecat. Pentru perioada următoare, meteorologii anunță în continuare căderi de zăpadă, dar și posibilitatea producerii poleiului. De aceea, centrul Infotrafic a ținut să reamintească șoferilor că sunt obligați să circule cu o viteză care să nu depășească 30 de km pe oră în localități sau 50 de km pe oră în afara acestora, atunci când carosabilul este acoperit cu polei, gheață sau zăpadă.